Dragilor, bine ați venit sau revenit pe acest canal de YouTube. Astăzi avem un clip, mai exact un back to school. Săptămâna trecută am fost la Jumbo și am cumpărat rechizite pentru băiatul meu cel mare. El trece clasa a patra și am zis să vă arăt ce am cumpărat. O să începem cu o mapă. Este bună pentru foi, pentru lucrări. Am cumpărat mai multe caiete de matematică. Unul așa pe verde neon. Îmi plac foarte mult că vin și liniate. Unul așa pe albastru, tot de matematică. Am luat două, așa. Bine, băiatul le-a ales. Unul așa, tot de matematică. Tot de matematică. Și mai avem încă trei, tot pe albastru. Am cumpărat și unul studențesc. Deci îmi place foarte mult modelul. Zici că este marmură. Tot de matematică. Deci au la Jumbo niște modele de caiete superbe. Tot de matematică, am luat și unul așa pe albastru. Am aici un caiet de muzică. Și două caiete de biologie. Acum trecem la caietele de română și ele vin liniate. Uitați-vă cât de frumos este acesta, deci nu mai pot, îl ador. Uitați ce cățeluși drăguți. Mi-am cumpărat o agendă, mi-a plăcut foarte mult. Și acum avem mai multe caiete de română, micuțe. Unul așa. Și restul cu smiley. Mi-a plăcut foarte mult. Tot pentru mine am cumpărat un Cinematic Light Box Mini. Un bloc de desen A3. Un pahar pentru apă. Pentru desen. Tot pentru mine am luat și un suport pentru cafea, o pisicuță drăguță. Am cumpărat și o cutie pentru sandwich. Acesta este penarul pe care și l-a ales. Este un penar simplu. Mai avem și niște etichete pentru caiete și cărți. Aveau foarte multe modele, dar eu am zis să-i cumpăr unele simple.
Acesta este și ghiozdanul. A costat destul de scump, destul de mult. În jur de 150 de lei am dat pe el. Mi s-a părut extrem de mult. Sper să fie și calitativ. Mai avem o riglă. Un set de pensule. Avem aici 4 pixuri pilot. 2 albastre, 1 roșu și 1 verde. Un set de 24 de creioane. Stilouri. Avem 2 albastre, 1 negru și 1 roșu și avem și rezerve. Un set de carioci. Un set de culori. Am cumpărat și 2 marcare pentru tablă, unul pe albastru și unul pe negru. Și bineînțeles că am luat și un burete pentru șters tabla. Acuarele. Mai avem un corector lichid. Un set de 4 pixuri cu gel. Niște marcare pentru evidențiat. Mi-au plăcut foarte mult. Arată exact ca un cub. Avem unul pe mov. Unul pe roz. Și unul pe verde. Pentru mine mi-am cumpărat o agendă. Vine cu tot cu pix. Și ultimele, dar nu cel de din urmă, avem 2 seturi de coperți pentru caiete mici și 2 seturi de coperți pentru caiete mari. Și ultimele 2 produse. Avem un set pentru decorat cu scorțișoară, cu vanilie, cu portocală uscată. V-am zis că o să vreau să-mi decorez casa. Și am mai cumpărat o pungă de globuri. Ele vin decorațiuni pentru compoziții. Așa au denumirea. Bun, dragilor, și acesta a fost și clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Vă mulțumesc!